Bujanovski în World Strongest Man va fi ocupat poate de genul de un român. Vedem imagini de pe parcursul acestui show. Acum este Mircea Pârjol atunci când a tras de acest camion uriaș de 7,5 tone. De același camion, Oncescu și Valacu vor trage la ora 4. Vor mai avea și alte două mașini cu care se vor încălzi. Vor începe cu o mașină mică, urmând apoi să tragă o dubă, iar în final vor încheia cu acest camion. Am văzut cum a trecut linia Mircea Pârjol, plonjând în față și locind cu palma în ciment. Iar acum, în imagine, este fiul său, la doar 19 ani, Paul Pârjol, este senzațional. A obținut o medalie de bronz anul trecut la Skanderberg. Acum este liderul autoritar al concursurilor de strongman. Ce bun mică pe lângă balat. Fabuloasă prestația lui Paul Pârjol. La trași camioane și rest a mers fantastic. La Bușteni, cei doi membri ai familiei Pârjol au ridicat acel trunchi de 120 de kilograme fără prea mari probleme. De asemenea, la pietrele lui Atlas au trecut prin greutăți totale de aproape o jumătate de tonă. Paul Pârjol cu victorie în toate cele 5 probe astăzi acumulează în total 45 de puncte și ia primul loc. Vă vorbeam despre ce se va întâmpla de la ora 4 astăzi, dar și mâine de la 4 suntem ocupați aici la Romexpo cu Manfestul, pentru că vom asista la selecția naționalei de tăietori de lemne. Multe probe foarte tari mâine. Vom vedea exact cum se ciopârtește un trunchi de copac. Ne vom întoarce cu imagini de la Strongman de la ora 4, iar premierea va avea loc în cadrul știrilor. Rămâneți pe sport.ro pentru știri momentan atât de aici. Rămâneți pe sport.ro.